De asigurarea în domeniul sănătății, educației și așa mai departe. Partidul Unității Naționale consideră că noi, unioniștii, suntem cei mai pro-europeni și putem asigura echilibru și stabilitatea într-o guvernare pro-occidentală pentru a nu permite forțelor politice pro-ruse de extremă stânga să vină din nou la guvernare în Republica Moldova și să ducă în derizoriu tot ceea ce înseamnă bunăstarea noastră a cetățenilor și mai ales viitorul copiilor noștri și a nepoților noștri, care din păcate uite că pleacă de aici, fiindcă nu există după 30 de ani de independență și suveranitate, nu există o lumină la capătul tunelului. Partidul Unității Naționale vine cu o echipă de nota 10, suntem buni profesioniști din toate domeniile, educație, sănătate, administrație publică, IT, inginerie, și avem și personalități pentru funcții guvernamentale pe care le vom pune în serviciul dumneavoastră, stimați cetățeni. Iar distanța de aici, din ziua de astăzi, până la unirea celor două state românești, este exact distanța de la casele dumneavoastră până la secțiile de votare. Vă mulțumesc, doamna Guțu. Doamna Babuc, vă rog. Dragi compatrioți, bună seara. Mă bucur să reprezint în aceste prime dezbatere ale mele la TVR, Partidul Democrat din Moldova, unul dintre cele mai vechi partide politice din Republica Moldova, care există aproape atât cât există Republica Moldova independentă. Și după toți acești 30 de ani, când avem atâtea probleme cu care se confruntă cetățenii din Republica Moldova, vreau să vă spun că cel mai important obiectiv al Partidului Democrat în această campanie electorală pentru anticipate la Parlament, la Parlamentul Republicii Moldova, este bunăstarea fiecărui cetățean din Republica Moldova. Bunăstare însemnând tot complexul de domenii și activități și necesități cu care se confruntă omul în viața sa. Deci noi ne propunem să creștem constant veniturile oamenilor din Republica Moldova, atât salariile cât și pensiile și indemnizațiile necesare. Noi ne propunem să organizăm un sistem de sănătate fiabil și viabil, care ar putea face față tuturor provocărilor vremii, așa cum a fost în ultimul timp provocarea pandemiei. Noi ne propunem să avem grijă de securitatea cetățenilor în interiorul țării și de securitatea țării în contextul internațional, și toate acestea fiind obținute prin, bineînțeles, o economie puternică, pe care noi, cei din Partidul Democrat din Moldova, am demonstrat că o putem conduce în anii guvernului Filip, care a fost delegat de Partidul Democrat din Moldova în anii 2016-2019, atunci când acest guvern a arătat poate unul din puținele modele de realizare a unor fapte concrete, prin construcție de mii de kilometri de drumuri, prin realizarea proiectului Prima Casă, în care locuiesc mai mult de 6.000 de familii tinere, prin realizarea mai multor proiecte de genul Un Doctor Pentru Tine, în care mai mult de 85.000 de cetățeni din Republica Moldova, din localitățile în care nu există niciun medic, niciun asistent medical, au profitat de această, de suportul statului în controlul sănătăților, de majorarea salariilor oamenilor din cultură și din educație și de multe, multe alte lucruri. Tot noi am avut... Mulțumesc, doamna Babuc, o să revenim la ce spuneați, dar nu vreau să vă consumați timpul. Sigur. De la început. Domnule Chirtoacă, vă rog. 2 minute. Pentru că e 28 iunie și sunt 81 de ani de la ocupația Basarabiei de către Uniunea Sovietică, ar fi fost potrivit ca tot ceea ce se va fi fost întâmplat astăzi la Chișinău și Republica Moldova să înceapă printr-un minut de reculegere. Dar așa este la noi, că totul este pe dos. De aceea îngăduiți-mi, măcar din acest timp electoral, să păstrez câteva clipe de tăcere, după care o să revin la întrebare. Am făcut o memorie a tuturor acelora care s-au jertfit pentru românism și reîntregirea neamului românesc. În primul rând, ar fi fost în regulă, iată aici la TVR Moldova avem acum un moment al adevărului, dacă noi unioniști am fi fost pe o singură listă în aceste alegeri și în felul acesta altfel ne-am fi putut prezenta în fața cetățenilor. Din păcate, și atât pe 28 iunie, de ziua ocupației, ne este dat să ne întâlnim dezbinați
și după 81 de ani de la ocupație. Dar sper că cetățenii au văzut ce s-a întâmplat de fapt și că au fost refuzată oferta AUR în acest sens de a avea un singur bloc. Și atunci venim cu oferta noastră astfel încât să mișcăm lucrurile înainte. Iar realitatea este că Republica Moldova nu are niciun fel de soluții, nici cu ajutorul Uniunii Europene, pentru a putea face față provocărilor în sănătate, educație, economie și în toate celelalte. Cu excepția unirii cu România, nu există alte soluții pentru Moldova. Și am să dau câteva cifre. Pentru medicină se dau 6 miliarde de la buget lei. Pentru educație 9 miliarde. Pentru pensii 10 miliarde. Diferența față de România este de 4 ori mai puțin. Deci dacă ar fi să aliniem aceste surse la nivelul României, ar trebui să le creștem de 4 ori. Și s-ar face 24, 36, respectiv 40 de miliarde pentru medicină, educație, pensii. Dacă mai punem și alocațiile pentru copii, sunt alte 7 miliarde, pentru subvenții în agricultură încă 7, pentru finanțări în administrația locală 2 și pentru proiecte investiționale minim 4. În total ajungem la 120 miliarde de lei necesar anual pentru Republica Moldova ca să putem ajunge România din urmă așa cum este ea astăzi. 120 de miliarde de lei înseamnă 3 bugete ale Republicii Moldova, pentru că bugetul Republicii Moldova este 40 miliarde, ceea ce înseamnă că Republica Moldova este de 3 ori în faliment înainte să poată asigura acest minim pentru cetățenii săi. Uniunea Europeană vine cu un ajutor de 100 de milioane de euro anual, din 6 miliarde de euro anual necesar pentru Moldova. Deci nici cu Uniunea Europeană nu rezolvăm problema. Fără unire, soluții nu există pentru Moldova. Vă mulțumesc pentru că ați menționat Uniunea Europeană, a vorbit și doamna Guțu de Uniunea Europeană. Aș aduce în discuție o altă aniversare, să-i spunem așa. Au fost ieri 7 ani de la momentul în care Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Președintele Maia Sandu a dat un mesaj în care îl numește un document cheie care a ajutat și ajută în continuare Moldova să se reformeze, să-și reformeze instituțiile, economia și așa mai departe. Sunteți cu toții politicieni cu experiență, ați fost pe prima scenă a țării în toți acești ani și v-aș întreba cum arată pentru fiecare dintre dumneavoastră acești 7 ani din perspectiva relației cu Uniunea Europeană. A fost acel acord de asociere valorificat suficient? Se putea face mai mult? Cum vedeți viitorul din toate aceste perspective, inclusiv cele care țin strict de partea de bugete de care vorbea domnul Chirtoacă? Doamna Babuc, vă rog. Da, vă mulțumesc. Știți, mă gândeam atunci când ne-ați adresat această întrebare la deci, un interviu pe care l-a acordat un ex-ministru de externe al României, care menționase într-un context special că în 2009 exista pericolul în care lucrurile puteau deraia în cu tot o altă direcție. Pentru că în acea perioadă am avut destui emisari veniți din Est, mai degrabă din Federația Rusă, care încercau, cel puțin la adresa Partidului Democrat, să facă tot felul de sugestii, oferte și propuneri politice, bineînțeles, ca să nu se realizeze această alianță pentru integrare europeană. Ținând, deci, să precizez că în contextul acesta opozanta acestei alianțe de integrare europeană urma să fie o coaliție cu Partidul Comuniștilor condus de Vladimir Voronin. Și a spus el că meritul Partidului Democrat a fost că a fost cel care a susținut cele trei alianțe pentru integrare europeană, care așa complicate cum au fost, ghidate de diverse certuri, chiar și scandaluri, au susținut agenda europeană în Republica Moldova, iar guvernul Partidului Democrat condus de Pavel Filip în anii 2016-2019, preluând o agendă europeană realizată în proporții de 30%, a predat-o în 2019 cu o realizare, procentual vorbind, de cam 80% din această agendă europeană. Eu vreau să vă spun că chiar și așa, cu toate greutățile, cu toate conflictele și cu toată dezbinarea în societatea moldovenească și în clasa politică moldovenească, bineînțeles că acest eveniment acum 7 ani de zile, acordul de asociere și tot ce s-a întâmplat după aprobarea acestuia a însemnat un pas serios înainte a Republicii Moldova către dezideratul, cel puțin a Partidului Democrat, strategic aderarea la comunitatea
Comunitatea Europeană a Statelor din UE. Mulțumesc. Domnule Chirtoacă, păreați un pic sceptic mai devreme că relația cu Uniunea Europeană poate rezolva problemele Republicii Moldova. Nu este vorba despre scepticism. Unindu-ne cu România, tot în cadrul Uniunii Europene ajungem și NATO. Problema este că Uniunea Europeană nu oferă perspectivă de aderare Republicii Moldova. Ne dă posibilitatea să rămânem doar vecini, să ne închinăm la poarta Europei în continuare. Ori asta înseamnă sărăcie și lucrurilor trebuie spus pe nume. Am fost prezent acum 7 ani în sala de la Vilnius unde s-a semnat acordul de asociere. Și eu. Mi-aduc aminte că a fost un moment de emoție și de mare speranță. Indiscutabil. Președintele României de atunci, Traian Băsescu, în conferința de presă, și-a permis să-l parafrazeze pe Antonescu și a spus: Uniunea Europeană a trecut prutul. Exact cum a spus Mareșalul pe 22 iunie, în războiul de dezrobire. Dar acesta trebuia să fie, de asemenea, un pas... Mareșalul e o figură controversată în România. Un mare patriot român și lucrurile se vor așeza la locul lor. Dacă doriți unirea cu România... Da, e o chestiune asupra care se pune problema respectării și legilor românești. Știu care e situația dincolo de Prut, că a omorât evrei și a salvat evrei deopotrivă, dar putem face o discuție aparte pe acest subiect. Eu vorbesc de legi în vigoare. Da. Asta legi în vigoare, vreau să menționez. În Republica Moldova nu există asemenea interdicții la ora actuală. Respectiv, la fel ca independența Republicii Moldova, semnarea acordului de asociere trebuia să fie încă un pas de apropiere a Basarabiei de România. În asemenea mod au fost gândite lucrurile de către noi, unioniștii, care tot timpul am împins Republica Moldova spre România. Că după aceea ne-au adus 80% agenda pro-europeană Partidul Democrat, nu 80%, 100% ne-a adus, dar nu agenda europeană, dictatură. De vreme ce Plahotniuc a fugit și ne-a lăsat ceea ce ne-a lăsat, că și acum trebuie să scăpăm de rămășițele respectivului, Dodon, Șor, Voronin și toată această mafie politică. Cu siguranță aceștia vor pierde alegerile, dar ce punem în loc? PAS plus USATI? Va fi la fel o catastrofă cum a fost blocul acum plus Dodon după fuga lui Plahotniuc. De aceea, fără unioniști în Parlamentul Republicii Moldova, nu există nici perspectivă europeană și nici perspectiva unirii. Vom fi într-o derivă. Dovadă că și astăzi, din păcate, doamna Sandu, dacă ieri a spus despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană, astăzi n-a mai spus nimic despre ziua ocupației sovietice. De ce oare? Doar despre participare la Tokyo, la nu știu ce jocuri sportive. Jocurile olimpice sunt totuși evenimentul olimpice, sportiv al anului. Vă mulțumesc, doamna Guțu, vă rog. Eu cred că fenomenul politic aici și procesul politic în Republica Moldova este și asta un sport, nu întotdeauna de performanță, dar vreau să vă zic că semnarea și ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană în 2014, care a fost precedat de liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova cu pașapoarte biometrice, cred că a fost cel mai important eveniment politic după declararea independenței de la 91, care din păcate nu a cunoscut și a doua etapă a acelei declarații, trebuia să ne unim cu România încă atunci, sau cel puțin cu o lună, două mai târziu, dar nu s-a întâmplat, n-a fost să fie. Și acordul de asociere a fost o mare speranță pentru noi toți, dar știm foarte bine că în el nu este menționat articolul 49 din tratatul de la Lisabona, care dă o perspectivă clară de aderare a statelor semnatare la Uniunea Europeană. Prin urmare, Republica Moldova a intrat în acest pachet de 6 state, care fac parte din parteneriatul estic la inițiativa Poloniei și Suediei, și în cadrul acestui pachet de state și pachet de ajutor, proiecte și așa mai departe, 3 state s-au detașat, Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Dar nici asta nu ne aranjează pe noi, fiindcă perspectiva aderării la Uniunea Europeană Republicii Moldova este una foarte îndepărtată. Acum țările din Balcanii de Vest sunt o prioritate și probabil că va urma un șir de aderări sau o extindere a Uniunii Europene spre acea zonă. Republica Moldova deocamdată are frontiera pe Prut și asta nu ne este convenabil, fiindcă Republica Moldova riscă să se transforme într-o zonă de cordon sanitar prin care cetățenii vor fi ținuți într-o stare de supraviețuire materială, fiindcă nu se pot compara salariile, chiar și azi am fost la o întreprindere, deci avem forță de muncă ieftină, vin niște investitori aici, dar exploatează această forță de muncă ieftină pentru a crea produse destul de costisitoare care ulterior sunt vândute în spațiul Uniunii Europene. Deci acest cordon sanitar nu ne aranjează. Noi dorim mult mai mult, cetățenii Republicii Moldova merită mult mai mult, noi suntem în centrul Europei, suntem europeni prin vocație, prin istoria noastră recentă, care nu este deloc îndepărtată, și nu suntem noi vinovați că Rusia, prin sovieticii comuniști care ulterior ne-au ocupat, ne-au amplasat în acest abis din care, din păcate, nu putem ieși. Eu zic că a fost bine semnarea acestui acord de asociere.
dar după 2014 a fost o perioadă de criză politică, de stagnare politică și implementarea acelor angajamente care au fost puse pe hârtie, un document de mai mult de 1400 de pagini, din care cea mai mare parte o constituie acordul de... Vă mulțumesc, dar vă rog să sintetizați că deja sunteți cu timpul înaintea colegilor. Deci a fost bine semnarea și ratificarea acestui acord de asociere. Noi ne dorim mai mult, noi ne dorim unirea celor două state românești pentru a reveni acasă în România. Vă mulțumesc, pentru că domnul Chirtoacă a anticipat cumva un moment din sumarul nostru, noi îl numim tir încrucișat. Este momentul în care vă dăm posibilitatea să adresați o întrebare sau un drept la replică sau ce doriți unuia dintre ceilalți participanți din platou. Doamna Mabuc, vă rog. Da, e sigur că eu trebuie să-i obiectez domnului Chirtoacă această retorică. Poftiți? Într-un minut, dacă puteți sintetiza, sigur. Că avem și întrebări de la cetățeni. Da. Dânsul, fără ca să vorbim noi în contextul relațiilor dintre partidele noastre sau altceva, nu a predidit să nu atingă Partidul Democrat raportat la ceea ce spuneam eu despre agenda de asociere cu Uniunea Europeană. Ori eu am spus că Partidul Democrat a contribuit de o manieră hotărătoare ca această agendă să aibă loc în general și că a realizat lucruri absolut concrete, așa cum am spus procentual. Nu știu de ce domnul Chirtoacă se referă la dictatură, eu aș vrea să-l întreb cum ar caracteriza dânsul aflarea sa și a partidului pe care l-a prezentat anterior la primăria orașului Chișinău timp de 12 ani, dacă se referă într-un cuvânt atât de injurios la Partidul Democrat. Cum ar caracteriza printr-un cuvânt aflarea sa în calitate de edil, a primara orașului Chișinău timp de 12 ani? Vă rog, domnule Chirtoacă. Dezvoltare durabilă. Proiecte unice. Și să dea Dumnezeu ca un reprezentant al Partidului Democrat să câștige 3 mandate la primăria Chișinău, după care revenim la subiect. E cam puțin să câștigi, trebuie să faci și livrabile, domnule Chirtoacă. Da. Ori dumneavoastră știți foarte bine cum ați plecat din această funcție și care este atitudinea chișinăuienilor vis-a-vis de mandatul dumneavoastră. Domnul foarte Chirtoacă, interesant. Dumneavoastră aveți o întrebare? Tir încrucișat. Eu n-am plecat de la primărie, m-ați scos dumneavoastră, Plahotniuc, Dodon, m-ați scos cu dosar penal și cu arest ilegal. Dar livrabile, fără supărare, Valea Morilor, 250 de troleibuze, stația de epurare, vreo 30 de străzi reparate, strada pietonală, vreți să continuăm? Nu ne ajunge o emisiune. Doamna Guțu, dacă aveți o întrebare pentru unul dintre colegii noastre de platou. Pentru ambii. Vă rog. Doamna Babuc, am vrut să întreb de ce ați evitat mereu cuvântul român, românesc, inclusiv atunci când ați instituit sărbătoarea Portului Popular, care a fost celebrată ieri, spre deosebire de Ziua Internațională a Iei Românești, care a fost celebrată pe 24 iunie. Și, într-un fel, ați evitat să spuneți lucrurilor pe nume, fiindcă noi cam suntem sătui să evităm să spunem că suntem români, că vorbim limba română, știu că sunteți promotoarea limbii române și vă considerați chiar și unionistă, dar uite că în deciziile care le iau politicieni atunci când se află la guvernare, oricum se străduie să ascundă cumva sub masă undeva să fie invizibil această identitate a noastră românească. Și ieri în Republica Moldova toți au îmbrăcat ei și au spus că e sărbătoarea Portului Popular. Dar care Port Popular nu se pune în valoare. Fiindcă așa e... Vă rog să-i dăm doamnei posibilitatea să răspundă. Mulțumesc pentru întrebare. Eu nu sunt de acord că și niciodată n-am evitat să spun pe nume limbii române și Portului Popular românesc și așa mai departe. Denumirea Ziua Națională a Portului Popular a fost aprobată prin hotărârea numărul 194 a Parlamentului Republicii Moldova în 2015, motiv pentru care acest lucru trebuie întrebat Parlamentul Republicii Moldova de ce a fost numit așa. Dar eu consider că noi trebuie să înțelegem că Portul Popular înseamnă ceva mai mult decât ea și, de fapt, denumirea corectă este cămașa cu altiță. Și toți cei care vor să înțeleagă corect această denumire, așa și o înțeleg, Portul Popular românesc. Pentru că, din punctul meu de vedere, noi trebuie să înțelegem că, probabil, că viziunea celor din Parlament atunci a fost legată de faptul că noi sărbătorim în această zi inclusiv și Portul Popular al compatrioților noștri de alte etnii care vor să sărbătorească și ei costumul lor popular. Vorbesc de găgăuzi, de bulgari, de evrei, de ce nu? Și, bineînțeles, că piesa cea mai importantă este Portul Popular românesc sau moldovenesc,
cum îi zic unii din conaționalii noștri, nu văd în acest lucru nimic criminal. Vă mulțumesc. Domnule Chirtoacă, vă rog o întrebare pentru una dintre doamne, dacă mai aveți timp. Și ulterior o să-i dau și doamnei Guțu posibilitatea să vă adreseze întrebarea. Da, o să vă rog să scurtați, că mai aveți puțin timp și mai sunt întrebări. Vă rog, domnule Chirtoacă. Cu doamna Guțu am făcut parte împreună din Partidul Liberal. Personal reprezint în continuare Partidul Liberal, dar suspendat acum în perioada campaniei electorale pentru a fi împreună cu ceilalți unioniști sub flamura aur. Respectiv, întrebarea pentru doamna Guțu este: ce vă împiedică ca și dumneavoastră alături de noi, cu toții, să fim toți unioniștii pe o singură listă, în așa fel încât să nu fie nevoie să vorbim practic de două ori același lucru în cadrul acestei emisiuni și în general în campania electorală? Domnule Chirtoacă, sub flamura aur. Noi v-am invitat să faceți parte dintr-un bloc electoral cu denumire neutră, iar Partidul Aur din România, din păcate, este un partid anti-european, anti-NATO, cu viziuni neolegionare și neo-ceaușiste pe care noi nu le acceptăm și nu putem să mergem cu acest partid care s-a compromis în România. Acesta este răspunsul meu. Nu cu acest partid, poate cu anumiți oameni, dar cu acest logo, care în România de fapt este legat de scandaluri, de șoșac, de scuze în fața ambasadei Rusiei, de finanțări oculte venite pe filiera bisericilor ultrafundamentaliste ortodoxe, Sputnik, rețeaua de propagandă rusească și așa mai departe. Acesta este răspunsul. Și întrebarea pe care am vrut să întreb pe domnul Chirtoacă dacă este la curent unde sunt cazați tinerii din AUR care sunt chemați la traininguri, diferite seminarii politice care au loc la Chișinău. La mine acasă. Eu am altă informație. Merg și vă conduc, doamna Cuțu, și vă arăt. Poate de ultimă oră. Eu zic, luna martie, de când a traversat prutul. De o lună de zile. Dar eu vă zic că din martie, de fapt, sunt cazați la super hotelul scump de 5 stele Time, care se află în parcul Valea Trandafirilor și cazarea este foarte scumpă, iar acest hotel aparține Lukoil Moldova și dacă Universității Slavonie. Da. Deci astea sunt informațiile pe care le-am primit din partea marturilor. În ultimele 5 minute doamna Guțu a debitat atâtea minciuni că nu are rost să le luăm pe rând. Cred că este de la sine înțeles. Este de la sine înțeles din momentul în care s-a spus despre AUR, care abia a câștigat 10% din preferințele de vot în România, că deja s-a compromis când anume, dacă n-a apucat să ajungă la guvernare și de-abia a intrat în Parlament odată. Trebuie să fiți la București să vedeți lucrurile astea. Doamna Șoșoacă nu face parte din Partidul AUR Dar România. Dar a intrat în Parlament cu Partidul AUR, nu? 3. Este pro-NATO, pro-Uniunea Europeană, dar cu un discurs suveranist. 4. Vreți bloc cu noi? Sau ne acuzați de toate relele de pe lume? 5. După discuție. Partidul Liberal? Deci, domnule Chirtoacă. Poftiți. Noastră aparțineți Partidului Liberal? Toți unioniștii ne-am adunat sub flamura aur. Dumneavoastră ați... Nu tot ce strălucește e aur. Și nu tot ce este de culoare galbenă promite viitor luminos. Și nu tot ce zboară se mănâncă, doamna Guțu. Exact. Păi dar este păcat că uitați acum, să uită oamenii la noi și se crucesc. Cum doi unioniști, cu scaun la cap, cu pregătire universitară, academică, stau și se ceartă. V-am întrebat ce vă împiedică, că poate rezolvăm să fim pe o singură listă. Că mai avem timp. Timp nu mai este. La 25 a expirat timpul. Doamna, modificările se pot face cu până cu 7 zile în înainte discută? E pur și simplu... Nu, am impresia că mi-a rămas o întrebare, pentru că una i-am adresat-o domnului Chirtoacă, doamnei Guțu, dacă îmi permiteți, nu? Vă rog, dacă doriți, în contextul discuției colegilor din platou, iată, se știe, deci sociologii ne arată un număr în creștere a susținătorii ideii unionismului în Republica Moldova și totodată reprezentanța lor politică în Parlament nu a crescut de foarte, foarte mulți ani în Republica Moldova. Spuneți, vă rog, de ce credeți că se întâmplă eu așa? Eu cred că și sondajele care se fac în Republica Moldova, mai ales în ultima perioadă de timp, sunt foarte manipulatorii. N-am mai văzut așa manipulare la care asistăm acum și în prezent. Aici sunt de acord. Putem pune la îndoială numărul foarte înalt al unioniștilor, fiindcă și aceasta se face cu un anumit scop. Și cu un anumit sens. De aceea, cu aceste alegeri parlamentare nu se termină viața politică și mai este viața politică
și după aceste alegeri. Să înțeleg că nu credeți că totuși numărul celor care susțin ideea unionismului crește sau a crescut? El crește, a crescut, dar nu cred că este vorba de unioniști, nucleul dur, care vor unirea ieri sau aseară, astăzi, acum. Dar de cei care? Oportuniști, da, din punct de vedere economic, mașunic, aș avea salariu și așa mai departe. Mulțumesc. Domnule Chirtoacă, dacă doriți să adăugați ceva, că e o chestiune care vă privește până la urmă, ține de numărul unioniștilor din Republica Moldova. Din păcate am observat că și unioniștii sunt atacați în această emisiune, că ar fi cu interese, că ar mai fi nu știu cum. Rămâne doar să tragă concluzii cei care ne urmăresc. Este absurd și aberant. În loc să găsim soluții cum să fim uniți noi între noi, politicienii, pentru a veni cu ofertă unionistă în fața cetățenilor, ajung să fie atacați de către politicieni, înșiși unioniștii. Cum a făcut acum doamna Guțu și anterior am mai și spus chestiunea asta cu blocul, precum că au propus, de fapt n-au propus nimic. Noi am fost aceia care am propus blocul, dumnealor au refuzat. Nu, am propus mult mai înainte. Pe 25 mai. Și în momentul în care vine liderul dumneavoastră Lulea la partid, la punct și spune că noi suntem anti-UE, anti-NATO, noi nu dorim nimic decât scandal și gălăgie. Domnule Chirtoacă, în astfel de condiții cum putem să facem blocul dumneavoastră? Pe 25 mai am participat la conferința de presă când a fost făcută o ultimă încercare pentru a fi cu toții pe singură listă, ce vine din partea colegilor de la Partidul deja a Dezbinării Naționale, se vede. Mulțumesc. Vă spuneam că am vorbit cu cetățeni simpli care vor să vă adreseze niște întrebări, să vă spună care sunt preocupările lor. Haideți să urmărim. Se axează pe restabilirea economiei, în primul rând. Mai ales la sate, satele părăsite, oamenii au de lucru. Diversie economică se prelungește încă din 1900 de la independență. Tot se distruge, tot se distramă, familiile se duc, se divorțează. Dragii mei candidați în deputați, eu vă doresc ca dumneavoastră să vă axați pe problema economică de economie Moldovei, practic. Și să începem noi a restabili sau a întoarce miliardele care furate, care luate și puse în buzunar. În fond, în Moldova nimic absolut nu s-a făcut. Tot depinde de sus. Dacă o guvernare serioasă o să fie, eu cred că o să fie și pensate regulă, o să fie tot cele ce trebuie. În primul rând, nu le dă voie la agricultori să se dezvolte. Avem producția noastră care noi o zvârlim totdeauna. Totdeauna o zvârlim, vine producție din străinătate. Și fel de dezvoltare asta în Republica Moldova. De câți ani se zbat să facă dezvoltare normală în Moldova și nu se dezvoltă nimic. Eu le-aș propune, nu că i-aș întreba, dar le-aș propune să trăiască tăzgine unul cu altul și să lucreze pentru popor. Și pentru noi, aici, și sănătoși, și bolnavi, și pași, și liniște, sănătate să avem și ca fiecare, o pensie normală. Gusturile sunt mari, dar după puteri, după cum ar și posibilități. Noi nu suntem de fiecare, mult cerem. Să nu plece din țară tineretul și să avem succes în toate. Fiecare la locul lui de muncă să atârnă serios și să aibă în vedere de întrebările poporului. Mai mult să atragă atenția asta. Salarii recente pentru fiecare, ca fiecare cetățean să poată să-și achite toate lucrurile care aibă minimul de trai. Doi dintre cei trei cetățeni cu care au stat colegii mei de vorbă au ridicat problema traiului în mediul rural și problemele cu care se confruntă agricultorii. Și v-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră, pe doamna Guțu, într-un minut, dacă se poate, pentru că ați consumat mai mult timp decât colegii de platou și vreau să ne rămână timp și pentru bol, să spuneți oamenilor ce soluții aveți explicit pentru această categorie. Agricultori și oameni care trăiesc în mediul rural. Domnul Chirtoacă. Uh,
Nu are Republica Moldova soluție de una singură. Pentru agricultori trebuie introduse subvenții care nu există în Republica Moldova. În România ele sunt. Sunt 180 de euro pe hectar. Ele trebuie introduse. Ne costă 350 milioane euro pe an. Asta înseamnă 7 miliarde de lei moldovenești. La fel trebuie introduse alocații pentru copii. Încă alte 7 miliarde de lei. La fel trebuie dat în mediul rural pentru educație, sănătate, care mai înseamnă alte 24 și 36 de miliarde de lei, cum am spus la început. Ori bugetul Republicii Moldova, în ansamblul său, este mai mic decât toate aceste sume. Prin urmare, doar prin prezența unioniștilor în Parlament, AUR, în Parlamentul Republicii Moldova, alături de parlamentarii AUR de la București și cu ceilalți parlamentari din România și respectiv cu o majoritate pro-europeană și unionistă din Moldova, putem vota legi prin care să fie alocate finanțări de la București și Bruxelles. Dar știți că AUR la București și Bruxelles este în opoziție și celelalte partide s-au delimitat destul de serios pe partea, de colaborare cu pe partea de Republica AUR. Moldova. Există declarația Parlamentului României votată în unanimitate de pe 27 martie 2018, ceea ce înseamnă că România, prin toate partidele parlamentare, poate avea foarte bine o agendă pentru Republica Moldova comună, unică. Ori, această agendă presupune finanțări. Nu doar cele 100 de milioane pentru sala cu orgă, grădinițe și așa mai departe, dar inclusiv pentru alocații pentru copii, subvenții în agricultură, cum a fost acum pentru vaccin, 6.000 de tone de motorină. Și România este Germania de vest pentru Republica Moldova, cum a fost RFG-ul pentru RDG. Dar lucrul acesta îl putem face doar dacă unioniștii vom fi în Parlamentul Republicii Moldova. Altfel, soarta ne va fi decisă pe axa Berlin-Moscova. Mulțumesc, doamna Babuc. Bine, eu cred că există soluții atunci când există o gestionare și un management bun în agricultură. Noi am demonstrat că, de exemplu, venirea unui tânăr și energic și foarte bun ministru în agricultură, Nicolae Ciubuc, a rezolvat problema unor datorii de ani de zile la subvențiile în agricultură, care există totuși. Nu știu de ce spune domnul Chirtoacă că acestea nu ar exista. Pentru că aceste probleme... Lăsați-mă, vă rog, da, să răspund. Nicio problemă, dar să ne spuneți cât concret. Vreau să spun că noi propunem în programul nostru electoral un impozit unic în agricultură care ar înlocui cele 6 taxe diferite care există în acest domeniu și propunem un program cumpărăm fabricat în Moldova, care va ajuta producătorii autohtoni să reziste acelor prețuri de import, adică a produselor de import care vin aici. Această problemă este ridicată absolut la toate întâlnirile cu agricultorii de la sate și ne propunem și alte ajutoare oferite agricultorilor noștri și știm bine cum să obținem acest lucru, pentru că în perioada guvernului Pavel Filip, a Partidului Democrat din Moldova, 15 miliarde de lei suplimentare au fost investiți în agricultură, pentru că aceștia au fost găsiți în la fisc și la vamă când s-a făcut regula acolo. Așa încât noi suntem optimiști că realizând exact o formulă a creierii parcurilor IT, așa cum a propus guvernul Partidului Democrat, când avem acum 800 de rezidenți, iar venitul care vine din parcurile IT este peste 200 de milioane de dolari și depășește veniturile în urma comercializării alcoolului, exact așa putem rezolva și problema în agricultură printr-un management bun și care se racordează la standardele europene în agricultură. Mulțumesc. Cam în 40 de ani. În cel mai bun caz, în 20 de ani. Până atunci, condamnați la sărăcie și la mafie, cum aș fi fost. Dacă doriți o replică scurtă, să-i dați domnului Chirtoacă. Dacă domnul Chirtoacă se consideră oracolul din Delphi să dea limite temporale și așa mai departe, e opinia 5% lui. Creștere economică, doamna Babu. E opinia dumitale, domnule Chirtoacă. Noi am făcut întotdeauna fapte concrete care au dat rezultate concrete. Dumneavoastră doar veniți cu lozinci și cu invective. Vile în Elveția, în Franța, în Cipru, la București, pe offshore-uri și așa mai departe. Iată rezultatele concrete domnule ale Chirtoacă, PD-ului. Eu nu știu la cine. La Plahotniuc, doamna. Păi și atunci adresați această întrebare lui Plahotniuc. Neapărat. Dacă soluții pentru agricultură. Din păcate, în Republica Moldova, neindependența noastră energetică duce la faptul ca producția agricolă să fie foarte scumpă și să fie foarte greu de realizat aici pe interior și nu are piață pe exterior. În primul rând, trebuie să dăm drumul la gazul natural românesc prin conducta Iași-Ungheni-Chișinău, pentru ca produsul finit în agricultură și nu doar, să fie la preț rezonabil și să poată fi exportat în conformitate cu acordul de asociere. Iar agricultorii de aici, desigur că trebuie să aibă și facilități fiscale și așa
așa mai departe. Dar fără hub-uri sau platforme regionale, sud, centru, nord, de prelucrare a producției agricole, să fie pe prut, să fie aproape, ca să fie exportată producția și prelucrată acolo, producătorii agricoli din Republica Moldova nu vor reuși să treacă de criza interminabilă prin care trec. Cât privește economia, să nu uităm că România în sfârșit acolo a fost votat la nivel de instituții europene Planul Național de Reziliență și Redresare, care conține o sumă, care presupune o sumă de 30 miliarde de euro, este o sumă enormă și ne bucurăm foarte mult că premierul României a promis că din acești bani va fi posibil să dezbursăm anumite sume și pentru cetățenii Republicii Moldova și prin aceasta, de fapt, poate am putea să reușim să impulsionăm economia, dar să înțelegem cu toții, fără o justiție corectă, nu vom putea atrage aceste investiții și, din păcate, orice investitor va fi iarăși rai de rind sau cum s-a mai întâmplat până în prezent. Să extrageți prima ca să... Eu am o întrebare, că tragem bilețele. Dar ce are, să știți că ce are, se contabilizează. Nu, nicio problemă. Ce are gazul cu agricultura, doamna Guțu? Conducta de gaz cu agricultura, ce legătură au? Are legătură directă. Cum creșteți dumneavoastră legumele în seră? Nu le încălziți cu nimic? Numai cu energie solară și mai departe? Doamna Guțu, cetățenii noștri nu-și permit să-și încălzească casele cu gaz și fac focul cu lemne. Dumneavoastră credeți că o să facă focul în seră cu gaz? Și dați întrebarea, domnule Chirtoacă, că nu o să mai aveți timp să răspundeți. Asta e cum. Doamna Mabuc. Trebuie să citesc și să răspund? Da. Cine are drept de inițiativă legislativă? Evident, deputații în Parlamentul Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova și Președintele Republicii Moldova. Și Adunarea Populară a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzi. Probabil. Era răspunsul pentru complet. Mine contează acești trei factori de decizii politice în Republica Moldova, dar sunt de acord cu dumneavoastră, sigur, probabil în legislație scrie și UTA Găgăuzia. Da, am citit răspunsul complet din legislație. Vă mulțumesc, domnul Chirtoac. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorie, țara mea de dor. Nu asta este întrebarea. Întrebarea este, România este prima țară care a venit din nou în ajutorul cetățenilor Republicii Moldova pe timp de pandemie, câte doze de vaccin a donat. Nu știu numărul exact, dar cu siguranță sunt câteva sute de mii. Prima tranșă parcă a fost 200 de mii, după aia am auzit de 70 de mii, au fost mai multe tranșe. Este vorba de, cred că, circa o jumătate de milion de doze de vaccin sau chiar poate un milion de doze. Dar nu este vorba doar despre doze de vaccin. Fără România, Republica Moldova n-ar fi trecut pandemia, n-ar fi supraviețuit pe pandemie. Au venit medicii cu echipamente, au venit și au stat cu noi aici câteva săptămâni. Au venit acele ajutoare umanitare, cordonul, convoiul umanitar care a fost băgat sub pod, în mod rușinos la telecentru pe 7 mai. Echipa SMURD care... Mulțumesc! Vă închid, colegii mei, microfonul pentru că ați epuizat timpul și ați dat un răspuns aproape exact, spun eu, sunt 400.000 de doze de vaccin și materiale sanitare în valoare de 3,5 milioane de euro din România pentru Republica Moldova de la începutul pandemiei. Doamna Guțu, vă rog. Un alt proiect strategic dintre România și Republica Moldova este Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, SMURD, când a fost înființat. Să știți că n-am să pot să vă spun anul exact, între 13-14, dar până au fost niște investiții mai mult de 10 milioane de euro și au fost salvate foarte multe vieți. Din păcate și un echipaj SMURD a fost sacrificat într-un accident, se îndrepta atunci spre Vulcănești să salveze viața unei doamne de 81 de ani și 4 membri ai echipajului medic și echipajul tehnic și de asistență a pierit. Prin aceasta România și demonstrează... Mulțumesc! 2014 ați fost... 13. Aproape exactă, de atunci 13.500 de intervenții terestre, aeromedicale și transfrontaliere în Republica Moldova, din păcate și cea tragică pe care ați menționat-o. Da. Vă mulțumesc, cu excepția doamnei Babu, care mai are 30 de secunde, dacă doriți să le folosiți în vreun fel, și apoi ne îndreptăm spre minutul final. Dragi compatrioți, cât n-ai spune halva, halva, niciodată nu ți se face dulce în gură. Poți să spui iubesc România, vreau unirea cu ea, dar dacă nu arăți fapte concrete în activitatea ta, mai degrabă că nu o să obții nici unirea cu România, nici unirea cu Europa. Partidul Democrat a realizat ceea ce a realizat și dumneavoastră ați văzut acest lucru. Așa încât vă invităm la 11 iulie să nu uitați de faptele pe care le-am realizat și vă invităm să ne susțineți la 11 iulie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Minutul de final. Deja i-ați dat startul.
vă uitați direct în cameră, puteți să vorbiți practic direct cu cetățenii cărora le cereți votul pe 11 iulie și să le spuneți de ce trebuie să vă aleagă pe dumneavoastră. Domnule Chirtoac. Astăzi nu s-a discutat la emisiune, dar mai este un subiect care trebuie atins și pe care îl vom aborda zilele următoare. Diaspora a fost trădată pentru că nu se vor mai deschide 191 de secții de votare, ci doar 150. Noi suntem acum în instanță și suntem unicul partid care contestăm această situație rușinoasă pentru diaspora, dar s-a făcut, din păcate, în complicitate Ministerul de Externe și respectiv Comisia Electorală Centrală. Doar că nimeni nu reproșează nimic Ministerului de Externe. Nici Partidul PAS, nici Maia Sandu, și știm că Maieul este loial și ciocoi personal președinției. Ori asta înseamnă blat pe aceste 150 de secții de votare. Ar fi trebuit să fie 191 și mă tem asta să nu demotiveze diaspora în ceea ce privește participarea la vot. În ansamblu însă, aceste alegeri înseamnă ieșirea din crimă organizată, revenirea la democrație și așezarea Republicii Moldova pe bazele ei sănătoase. Pentru asta, unioniștii trebuie să fim în Parlament. Votați aur, alegeți România! Vă mulțumesc. Cu o precizare pe care vreau să o fac eu, președintele Maia Sandu, în mai multe intervenții, a pledat pentru mărirea numărului de... Nu și legat de aceste 150 de secții. Episodul precedent. Doamna Guțu, vă rog. Dragi români, la 11 iulie 2011 sunteți invitați aici în Republica Moldova să vă dați votul pentru politicienii din viitorul Parlament. Eu sunt Ana Guțu, sunt profesor universitar, am o carieră în spate și nu am venit în politică pentru a-mi face un nume. Am trăit din pâinea de profesor universitar, am scris cărți și în aceste alegeri Partidul Unității Naționale vine cu o echipă de buni profesioniști. Suntem o echipă integră, nu avem penali pe listele noastre și ne propunem ca scop, deziderat, dar și proces și finalitate politică unirea Republicii Moldova cu România. Suntem gata să participăm într-o guvernare pro-occidentală și să realizăm etapă după etapă absolut toate cele scopuri, obiective politice pe care ne le-am propus. În primul rând facem unirea la 11 iulie, dați un vot unionist, Partidul Unității Naționale. Vă mulțumesc! Doamna Babuc, mai aveți un minut. Dragi prieteni, dragi compatrioți, la 11 iulie, așa se întâmplă, trebuie să ne întâlnim la urnele de vot și să ne exprimăm voința noastră cetățenească pentru un nou Parlament al Republicii Moldova. Și la 27 august în acest an, Republica Moldova aniversează 30 de ani de independență. Vreau ca să înțelegem cu toții, putem pierde tot ce am obținut în acești 30 de ani de independență dacă nu vom vota partidele pro-europene și mai ales acel partid care a asigurat ca cursul Republicii Moldova să fie cel pro-european. Și eu vorbesc acum de Partidul Democrat din Moldova, care a realizat în guvernarea sa o sumedenie de proiecte concrete care au ținut de îmbunătățirea vieții cetățenilor din Republica Moldova. Vă rog să nu uitați aceste lucruri și la 11 iulie să ne susțineți pe noi, Partidul Democrat din Moldova, pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru felul în care ați purtat această dezbatere cu patimă, dar civilizat și sincer. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră că ne-ați urmărit și în această seară. Nu uitați, de luni până vineri, la TVR Moldova, la ora 19:21, sub genericul Eu aleg, eu contez, îi puteți vedea pe candidații la alegerile de pe 11 iulie. Mâine seară vă întâlniți cu colegul meu, Mihai Rădulescu. La revedere!